și bine ați venit sau revenit pe contul meu de Instagram, Ana Maria Ducuță. Vă invit să dați subscribe sau abonează-te canalului de YouTube, Ana Maria Ducuță, și desigur like sau îmi place paginii oficiale de Facebook, Ana Maria Ducuță. În această seară aș vrea să vorbim despre o temă foarte importantă, și anume cum putem să trăim viața noastră și nu pe a celorlalți, și mai ales de ce este important să ne asigurăm că trăim ceva care în primul rând este experiența noastră, în al doilea rând ceva care ne aduce bucurie cu adevărat și în al treilea rând nu trăim într-o versiune imaginară a ceea ce credem despre noi sau a ceea ce ne place să ne spunem că suntem de fapt. În primul rând, a trăi viața ta se referă la a rămâne permanent, constant, conectat cu ceea ce se află în interiorul tău, în primul rând, și în al doilea rând, cu ceea ce contează cu adevărat pentru tine. Acum, fiecare dintre noi are priorități diferite în această viață și lucrurile care ne mulțumesc și ne aduc bucurie pe fiecare dintre noi sunt extrem de diverse. Ceea ce este esențial în această viață pentru liniștea noastră emoțională și spirituală este să identificăm acele lucruri care ne aduc bucurie și, iarăși foarte important, să le separăm sau diferențiem de cele care ne provoacă durere. Atât timp cât ne trăim viețile într-o stare de confuzie, într-o stare în care spunem nu mi-este bine în relația în care sunt, în conjunctura în care sunt, la locul acesta de muncă. Dar nu contează. Cu siguranță se va întâmpla ceva la un moment dat și lucrurile o să se schimbe sau pur și simplu spun sunt prea mic ca să fac o schimbare și nu am ce să fac. Eu practic în acel moment ies din viața mea și pasez întreaga responsabilitate a vieții mele unor terțe persoane. Cum ar fi angajatorului meu, cum ar fi pasez responsabilitatea partenerului meu, atunci când sunt într-un mediu toxic și spun eu nu am ce să fac pentru că sunt o victimă, eu practic renunț la viața mea și aleg să trăiesc viețile celorlalți. Aleg să trăiesc deciziile celorlalți. Este fundamental să înțelegem și să facem o diferență între viața noastră și viața celorlalți, viețile celorlalți. Pentru că de foarte multe ori avem senzația că dacă oamenii pe care îi iubim sunt bine sau sunt fericiți și noi nu suntem bine, putem cumva să trăim prin ei. Putem cumva să trăim pentru ei. Sau avem senzația că dacă cineva din imediata noastră apropiere emoțională trece printr-un necaz sau printr-o dezamăgire și noi, în semn de solidaritate, suntem obligați să trecem exact prin ceea ce trece persoana respectivă. Și de foarte multe ori ne trezim că suntem într-o criză de identitate, ne trezim că nu mai știm ce vrem de la noi, că suntem profund nemulțumiți de ceea ce ni se întâmplă, dar în același timp nici nu avem o idee exactă despre ce ar trebui să facem ca să ieșim din acea situație. Și de obicei, această criză emoțională, această perioadă de confuzie, să spunem, lipsă de motivație, apare exact în conjunctura în care eu am renunțat la viața mea pentru a trăi viața celorlalți. Și puteți să vă întrebați, ok, și de ce facem asta? În primul rând facem asta pentru că nu avem o noțiune clară despre ceea ce este important pentru noi. Mai exact, ceea ce este important pentru noi se referă la acea situație sau acea conjunctură în care eu mă simt în siguranță, în care eu mă simt la capacitate maximă, în care eu am încredere în mine, în care sunt capabil să-mi gestionez problemele, în care nu doar că îmi gestionez problemele, dar nu ajung să fiu atacat emoțional de aceste probleme până în punctul în care eu nu mai știu cine sunt. Ei bine, ca eu să rămân o persoană funcțională din punct de vedere emoțional și mental, eu am nevoie ca în viața mea să fie anumite elemente de conectare
cu cine sunt eu și am nevoie să am aceste elemente pe o perioadă lungă de timp. Mai exact, da, eu vin în această lume fiind copilul cuiva, având un anumit sex, având un anumit statut social, având anumite studii apoi, însă identitatea mea emoțională și spirituală este ceva ce eu construiesc pe parcursul vieții mele. Sunt anumite date ale problemei pe care eu nu le pot schimba, cum ar fi condițiile în care m-am născut, cum ar fi condițiile în care am fost crescut, educația pe care am primit-o sau lipsa educației, agresivitatea pe care, să zicem, am suportat-o în copilărie, iubirea pe care am primit-o sau lipsa iubirii. Și aceste date eu nu am cum să le schimb. Eu nu am cum să mă întorc în timp și să schimb tot ceea ce s-a întâmplat, dar ceea ce pot face astăzi este să cooperez, să mă adaptez și să integrez aceste elemente din trecut, care sunt nevindecate, în identitatea mea din acest moment. Și identitatea mea emoțională și spirituală este un capitol la care eu lucrez toată viața mea. Eu toată viața mea am de construit această casă, această clădire în care eu locuiesc. Și văd, dacă plouă și îmi plouă în casă, înseamnă că am o problemă la acoperiș. Și atunci văd cum fac cu limitele mele emoționale și mă gândesc, ok, haide să vedem, trebuie să fiu maleabil, dar în același timp să nu fiu o victimă. Și în același timp să nu fiu doar o persoană care îi mulțumește pe ceilalți, fără să aștepte vreodată ceva în schimb și se mulțumește practic doar cu bucuria lor. În al doilea rând, trebuie să văd dacă această casă la care eu construiesc are sens pentru mine. Dacă mă reprezintă pe mine. Pentru că nu pot să-mi construiesc o identitate doar ca să primesc validare de la cineva. Sau doar pentru că aștept ca cineva să mă iubească sau să se uite la mine într-un anume fel și spun voi deveni un om mai bun pentru că vreau să demonstrez ceva cuiva. Sigur că pot să fac foarte multe lucruri din ambiție care să se dovedească a fi utile pentru mine, dar pe termen lung va rămâne amprentat în identitatea mea doar ceea ce este autentic, ceea ce este real și ceea ce mă reprezintă pe mine. Și acum, dacă mergem mai în profunzime la ceea ce este autentic și la ceea ce este real, această autenticitate se referă la felul meu de a fi, la talentele mele native, la tot ceea ce îmi antrenează mintea și la tot ceea ce îmi potențează sufletul. Și fiecare dintre noi avem în această viață anumite lucruri la care suntem cu adevărat talentați. Sigur că descoperirea acestor lucruri la care ne pricepem cu adevărat înseamnă căutarea acestei identități emoționale. Înseamnă descoperirea acestui eu. Cine sunt eu? Și foarte important, cine sunt eu nu se referă la orgoliu. Nu se referă la condiționări. Nu se referă la sentimentul de vinovăție. Se referă la acele lucruri și la acele părți din mine care îmi produc suficientă bucurie, suficient curaj, astfel încât să merg mai departe și nu doar să trec prin viață ca un străin de propria viață, ci să am o stare de bucurie în acest proces pe care eu îl trăiesc în mod activ și pe care îl numesc viața mea. În momentul în care ne îndepărtăm de aceste lucruri care ne reprezintă pe noi și în momentul în care intrăm de foarte multe ori într-o relație cu cineva, există această tendință de a te, cumva, de a te adapta la ceea ce această persoană pe care o iubești și care de foarte multe ori te iubește, simte, crede, gândește și cumva lăsăm deoparte identitatea noastră și viața noastră în dorința de a îl găzdui pe celălalt în viața noastră și de a îl păstra. Ceea ce e foarte important este că eu niciodată nu va trebui să renunț la identitatea mea, la cine sunt eu, ca să-i fac loc unui om în viața mea atunci când vorbim despre iubire. Pentru că în momentul în care sunt cu cineva care mă iubește și pe care îl iubesc, eu pot să aduc noi elemente identității mele anterioare fără să atentez la integritatea mea emoțională.
Deci eu pot să cresc spiritual, emoțional, să îmbunătățesc ceea ce vreau să schimb la mine, respectiv să vindec ceea ce mă doare, fără să renunț la cine sunt eu. În momentul în care sunt într-o relație toxică, eu practic ajung să las la o parte identitatea mea, ajung să mă las pe mine la o parte, să las viața mea pe locul 2 și să încerc să fac tot posibilul, să găsesc un numitor comun cu celălalt. Și de foarte multe ori ne încăpățânăm să găsim acest numitor comun cu oameni care nu sunt pe frecvența noastră, tocmai pentru că am ajuns în punctul în care le trăim viețile și trăim doar prin ceea ce ei trăiesc. De exemplu, dacă celălalt este fericit, sunt și eu fericit și mulțumit. Dacă celălalt are o stare de bine, am și eu o stare de bine. Dacă celălalt suferă, atunci sufăr și eu. Și sigur că este foarte important pentru mine să am compasiune. Normal că a trăi viața ta nu înseamnă ai spune celălalt te doare, da? Te chinuiești, ok, stai acolo și chinuiește-te, care-i treaba mea, eu stau să-mi trăiesc viața. Nu e despre asta ați trăi viața. Ați trăi viața este despre a conștientiza unde începi tu, ca și identitate emoțională, ca și ființă umană, și unde începe celălalt. Și dacă tu începi acolo unde se termină celălalt, atunci, practic, nu mai poți face diferența între care sunt lucrurile care pe tine te fac fericit și te mulțumesc și care sunt lucrurile pe care le faci ca să fie celălalt fericit și să-l mulțumești. Și culmea, în momentul în care eu am grijă să îmi construiesc o viață a mea în care există foarte clar niște elemente stabile, niște activități pe care eu le fac pentru că îmi fac bine, pentru că îmi fac plăcere, pentru că mi-aduc bucurie, pot să observ și o îmbunătățire a relației mele cu ceilalți. Pentru că oamenii din jurul nostru vor să stea și sunt atrași de oameni care sunt prezenți în viața lor. Ați văzut în momentul în care întâlnim un om care nu este autentic sau nu este adevărat și care încearcă să pară altcineva și te uiți la el și spui nu știu cum să le iau pe omul ăsta, ar fi drăguț în aparență, dar în esență nu știu cine e, e ceva ce nu-mi convine. De fapt, tu la nivel energetic sesizezi o diferență între ceea ce această persoană emite și între ceea ce ea vrea să pară. De aceea, un om care trăiește viețile celorlalți și nu are grijă de propria viață, este o persoană care cumva e condamnată să fie respinsă de ceilalți, pentru că oamenii din jur simt că acel om nu este prezent cu adevărat complet acolo, în conexiunea lor. O altă modalitate prin care trăim viețile celorlalți este bârfa, critica și judecata excesivă. Mai exact, de câte ori nu am stat pe Facebook sau pe Instagram dând scroll și uitându-ne la persoanele cu care ies anumite cunoștințe, la activitățile lor și nu ne-am gândit, wow, e interesant, dar oare ce-a mai făcut cu tare? Dar hai să vedem, dar oare s-a mai căsătorit? Oh, au mai făcut un copil, e interesant. Ah, s-au despărțit, iarăși interesant. Eu în acel moment ce fac este că mut toată atenția și energia de la mine către viața celuilalt. Doar că eu, în acele momente, nu pot să influențez viața acelui om cu nimic. Eu nu am cum să-l ajut în vreun fel pe acel om. Dar ceea ce fac este că la nivel energetic și emoțional eu mă duc acolo. În ce trăiește acel om? Practic în treaba lui, care este treaba lui, nu a mea. Și de foarte multe ori ieșim din treaba noastră și din viața noastră ca să intrăm în viețile altor oameni, dar acest lucru nu aduce cu sine nimic bun. Pentru că odată eu nu pot să-i schimb pe acei oameni și în al doilea rând, acei oameni nu au cum să mă schimbe pe mine, la nivel profund și fundamental. Și ceea ce se întâmplă e că ajung într-o stare de confuzie în care mă compar cu ceilalți, sufăr că nu am o viață ca a lor, dar în același timp nici nu fac nimic ca să-mi îmbunătățesc propria viață. Și o viață autentică de care te poți bucura și o viață a ta nu este o viață care e mereu fericită.
Deci această idee de pozitivitate toxică pe mine mă sperie și mă înspăimântă, că există un standard cumva de perfecțiune în care tu trebuie să fii tot timpul fericit și tot timpul trebuie să ți se întâmple doar lucruri bune și toate relațiile tale să fie doar lapte și miere și ești pur și simplu pe un norișor roz 24 din 24 toată viața. Acest fapt nu doar că nu poate să fie real, dar până la urmă este o utopie care practic pe mine mă separă de toate lucrurile care mă ajută să cresc, din care învăț, de toată suferința, de toate obstacolele, de toate dificultățile pe care le depășesc și din care eu realmente îmi iau lecțiile necesare stării mele de fericire ulterior. Pentru că fericirea este o stare de conștientizare și de prezență care se întâmplă și atunci când sunt probleme, și atunci când nu știu ce să fac, și atunci când sunt confuz, dar pentru că eu sunt conectat cu mine în permanență, eu îmi permit luxul de a fi fericit chiar și atunci când sunt, să zicem, nefericit, mai puțin fericit. Și, de fapt, lucrul la care putem să aspirăm la modul cel mai practic cu putință, starea de fericire cea mai la îndemână, este starea de prezență în propria viață. Starea în care eu nu exploatez pe nimeni pentru ceea ce am acum, eu nu pun în cârca nimănui ceea ce eu aștept de la ceilalți, eu nu mă bucur de răul nimănui, ci pur și simplu învăț să gestionez ceea ce am acum, în momentul prezent, să fac tot ce ține de mine, cu tot ceea ce am la îndemână, fără să fac rău nimănui, inclusiv mie însumi, mie însămi. Și în momentul în care ne dăm șansa să ne construim o viață proprie, vedem că relațiile noastre cu ceilalți se transformă în mod fundamental. Pentru că eu nu pot să trăiesc viața nimănui altcuiva. Un alt mod prin care renunț la viața mea și trăiesc viața celorlalți este sindromul salvatorului. Mă erigez în această persoană care trebuie să le spună celorlalți cum să se comporte, ce să facă, cum este mai bine pentru ei. Mă enervez atunci când nu primesc ceea ce eu le ofer celorlalți și spun: nu-mi vine să cred că ești atât de nerecunoscător. Nu pot să cred că tu nu simți să dai înapoi ceea ce eu îți ofer. Fără să-mi dau seama că exact în acel moment eu ies din viața mea și iau viața celuilalt și o trăiesc. Fără să pot să o influențez cu adevărat. Dar pot să influențez viața celuilalt atunci când produc schimbări în viața mea. Pentru că acolo, în propria mea ogradă, din conștientizarea mea, eu pot să declanșez, respectiv să mă îngrijesc de conștientizarea celuilalt, dar doar dacă la nivelul conștiinței mele s-a activat această stare de prezență și a început să se producă schimbarea. Schimbarea celuilalt nu se poate produce fără schimbarea mea. Deci dacă eu acum vreau ca partenerul meu să fie altfel decât este, e obligatoriu ca eu să fiu exact în acel mod în care îi solicit celuilalt să fie. Și să nu spun: când tu o să fii cum vreau eu, atunci și eu o să fiu așa. Dar deocamdată nu am cum să fiu așa. Este un principiu foarte simplu al felului în care funcționează viața și anume nu poți să dai din ceea ce nu ai. Și nu poți să înveți pe cineva ceea ce tu nu faci, ceea ce tu nu practici, pentru că nu ai de unde să știi cum e. Și aici, iarăși, vorbim despre experiență. Trăim viețile altor oameni atunci când încercăm să le povestim experiențele noastre sau atunci când ne raportăm la experiențele noastre în înțelegerea lor. Și le spunem: eu în această situație am procedat așa, nu e bine ce faci. Corect, tu ai procedat așa. Dar celălalt simte să procedeze altfel. Și este perfect în regulă că simte să procedeze asta, așa. Tu ce poți să faci este să alegi dacă felul în care celălalt procedează este compatibil cu felul tău de a fi sau nu. Dar a încerca să îl judești pe celălalt sau să-l critici sau să-l umilești pentru că e diferit, nu produce niciodată schimbare. Și iarăși ajung în acest punct. Trăiesc viața celorlalți pentru că este ceva în propria viață care nu-mi convine. Pentru că sunt anumite lucruri nerezolvate și nevindecate în viața mea. Și dacă deschid un pic Facebook-ul și văd că un om suferă mai mult decât mine sau are o problemă mai mare, zic:
Hai că viața mea totuși nu e atât de rea. Oare? Oare pot vreodată să compar călătoria pe care eu o am de parcurs în această viață cu drumul altcuiva? Nu. Nu pot. Chiar dacă drumurile noastre se întâlnesc la un moment dat, ele sunt fundamental diferite. Pentru că fiecare conștiință în parte își ia o cantitate diferită de înțelepciune, de cunoaștere, în funcție de foarte mulți factori pe care eu nu pot să-i controlez întotdeauna. De aceea a rămâne în viața ta și a-ți construi o viață care este a ta înseamnă în primul rând a nu fi în vreun fel răutăcios, critic, dur, autoritar cu ceilalți. Eu nu pot să generez schimbare în viața mea atât timp cât sunt profund preocupat de viețile celorlalți și de criticarea lor, de jignirea lor, pentru că se întâmplă un fenomen foarte interesant la nivel energetic. De câte ori jignesc pe cineva sau sunt răutăcios cu el sau îl critic în vreun fel, indiferent că eu am sau n-am dreptate, eu la nivel energetic mă conectez cu acel om. Eu la nivel energetic preiau o cantitate de informație pe care el o are stocată și respectiv o înmagazinez în propria mea informație. Și oricât de satisfăcut este orgolul meu, să spunem, în anumite situații în care îi demonstrez cuiva că nu are dreptate, în fapt eu nu am făcut decât să mă încarc fix cu acea informație pe care eu sunt supărat de la acea persoană. Mă încarc cu acea informație care la rândul ei generează o stare, care la rândul ei generează o atitudine, un comportament. Și o serie de atitudini și de comportamente pe care eu le perpetuez de-a lungul anilor reprezintă viața mea. De aceea este foarte importantă și această expresie că vezi paiul din ochiul vecinului și nu vezi bârna din ochiul tău, exact la asta se referă, la a înțelege că viața ta este o experiență unică pe care tu o parcurgi în interiorul tău, care are într-adevăr consecințe în exteriorul tău, dar această experiență poate să fie atât timp cât o lași să fie despre tine. În momentul în care în orice circunstanță fug din ceea ce eu simt, din ceea ce eu gândesc și mă compar cu ceea ce fac ceilalți și încerc să-i salvez pe ceilalți de la ceea ce ei sunt, încerc să-mi asum greșelile celorlalți sau meritele celorlalți, eu ajung practic să sufăr pentru că mă lipsesc pe mine, mă deprivez practic, îmi iau dreptul de la a trăi propria mea viață și atunci ajung să sufăr foarte tare și această suferință de fapt îmi indică exact acest aspect, că undeva eu m-am îndepărtat de mine, de ceea ce sunt eu și m-am preocupat de viețile celorlalți. A trăi viața celorlalți nu înseamnă a încerca să ajuți un om. A trăi viața celorlalți nu înseamnă să iubești un om. Am nevoie să comunic cu oamenii din jur, am nevoie să iubesc, am nevoie să ofer iubire, am nevoie să primesc iubire, am nevoie să fiu într-un raport de interacțiune emoțională cu ceilalți, dar acest raport de interacțiune emoțională trebuie să nu îmi pună în pericol starea de siguranță emoțională, să nu mă facă să mă identific mai mult cu ceilalți decât cu mine însumi, cu mine însămi și să nu mă facă să ajung în punctul în care nu mai știu cine sunt eu și știu mai bine cine sunt ceilalți. Atât timp cât sunt preocupat să construiesc o viață în care am activitățile mele, oamenii pe care știu că mă pot baza, principiile mele de viață, gândurile mele, emoțiile mele, care sunt doar ale mele și care reprezintă ceea ce eu am trăit, pentru că nu, nimic din ceea ce eu nu am trăit nu poate fi al meu. Eu nu pot să citesc o carte și să spun că acela este sistemul meu de gândire, chiar dacă mie îmi place tot ceea ce spune acea carte. Sau eu nu pot să ascult un om și să zic fix ăsta sunt eu, pentru că tu poți să fii doar ceea ce ai trăit, doar ceea ce se întâmplă în interiorul tău, doar ceea ce emoția și gândurile tale îți generează ție la nivel de identitate. Și atunci când plec din ceea ce eu deja am la îndemână, adică viața mea, gândurile mele, emoțiile mele, pentru că nu-mi place ceea ce am, pentru că mă doare ceea ce am, pentru că nu vreau să fac curat în ceea ce am și mă mut în ceea ce fac ceilalți sau sunt ceilalți sau simt ceilalți, eu practic îmi iau niște lucruri care sunt o adevărată comoară pe care pot să o explorez și să o exploatez și mă duc în anumite, de foarte multe ori, cotloane întunecate, unde nu este nimic de cultivat, unde nu găsesc nimic,
Dar fac asta cumva pentru că am senzația că viața mea nu ar putea să fie la fel de interesantă ca a celorlalți. Sau că ceilalți au nevoie tot timpul să fie ajutați, să fie salvați de mine și nu se descurcă singuri. Întotdeauna un om care are cu adevărat ajutor va ști să-l ceară și dacă cineva nu cere ajutor și totuși eu îl ofer și acest ajutor se întoarce împotriva mea, este foarte important să reflectez asupra acestui aspect. Dacă nu cumva am ajuns să trăiesc viața celuilalt fără să mă mai preocup de viața mea. Acesta a fost live-ul. Vă invit să dați subscribe sau abonează-te canalului de YouTube Ana Maria Ducuță și desigur like sau îmi place paginii oficiale de Facebook Ana Maria Ducuță și o să ne revedem tot aici pe Instagram la următorul live. Până atunci vă doresc să aveți o seară binecuvântată și o săptămână plină de bucurii. Pe curând!